Complexul energetic Hunedoara se confruntă cu probleme, iar singura soluție pentru actuala situație este insolvența. Deși Curtea de Apel Alba a respins cererea societății de a intra în insolvență, totuși dezideratul complexului energetic Hunedoara a fost posibil printr-o hotărâre a Tribunalului de la Hunedoara. Noi, Sindicatul Muntele, nu am fost de acord cu această stare atâta timp a societății, atâta timp cât conturile noastre au fost securizate din punct de vedere al executărilor. Însă, când această excepție a fost eliminată de către instanța de apel ALBA, am devenit extrem de vulnerabili, iar pot să vă spun că atât plata cât și avansul, deci ultimele două părți din salariu care au fost acordate, au fost acordate cu foarte mari dificultăți, cu intervenții, cu, cu, cu tot felul de cu tot felul de tertipuri. Din acest motiv noi apreciem că insolvența este o situație care acum, în momentul de față, aduce oarecare liniște în ceea ce privește atât drepturile noastre, cât și activitatea complexului energetic Hunedoara. În urma deciziei instanței, societatea din Hunedoara va fi gestionată de administratorul judiciar expert insolvență SPRL.